Ok, am de gând să trec prin toate testele, toate cele 40 de teste. Testul 1. Testul 1, îl măresc? Da. Acum e bine? Încă o dată. E, încă o dată. Acum e bine? Da. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate menționând partea de vorbire prin care se exprimă. Africa a fost marele vis al copilăriei sale. Africa și sale. Aici v-am făcut doar pentru primul test, am făcut o parte din schema propoziției. Când nu știi, când nu poți să faci cu ochiul, faci schema. Despre cine e vorba în propoziție? Despre Africa. Ce se spune despre Africa? Că a fost vis. A fost marele vis. Marele este atributul lui vis. Africa a fost vis. Ăsta este predicatul nominal, ăsta este subiectul. Visul copilăriei, al cui vis? Al copilăriei. Al copilăriei este atributul lui vis. Copilăria sa, copilăriei sale. Sale este atributul lui copilăriei, determină substantivul copilăriei, prin urmare e atribut. Ți se cere funcția sintactică. Dacă vrei să afli funcția sintactică, trebuie să afli combinațiile în care intră în propoziție. Orice propoziție ia naștere ca urmare a combinațiilor de cuvinte. Tu trebuie să știi cum se combină cuvintele. Trebuie să vezi că Africa se combină cu predicatul a fost vis și răspunde la întrebarea cine a fost vis, ca să-ți dai seama că e subiect. Trebuie să vezi că sale se combină cu substantivul copilăriei, ca să vezi că este atribut. Deci funcția sintactică se află din combinațiile în care intră cuvântul. Nu știi să găsești combinațiile, n-ai cum să afli funcția sintactică. Iar combinațiile, ori le vezi cu ochiul că ești obișnuit, deja ești în clasa 8-a, ori faci schema dacă nu le vezi cu ochiul. Partea de vorbire, valoarea morfologică, aia are mai puțină legătură cu combinațiile. Are uneori și cu combinațiile. Dar n-ai nevoie să pui pe Africa în propoziție ca să știi că Africa e substantiv propriu. Africa este substantiv pentru că denumește un obiect și este propriu pentru că denumește un singur obiect. Un continent. Sale. Trebuie să știi că e adjectiv posesiv. De ce? Pentru că provine din pronumele posesiv a sa, care înlocuiește două substantive, și obiectul posedat și posesorul, iar aici nu mai înlocuiește decât obiect, decât posesorul, pe el. Că obiectul posedat e copilăria. Pronumele posesiv devine adjectiv posesiv când pierde capacitatea de a mai înlocui și obiectul posedat. Și pentru că obiectul posedat apare în propoziție exprimat prin substantiv, iar adjectivul nu face decât să determine și să însoțească și să se acorde cu substantivul respectiv. Asta ține de morfologie până la urmă. Trebuie să știi pronumele posesiv și adjectivul posesiv. Trebuie să-ți repezi toate definițiile părților de vorbire. Ce e substantivul, ce e adjectivul, ce e pronumele, ce e verbul. Și să știi să faci niște operații în cap prin care să le identifici. Operații, am zis, mai multe e nevoie. E nevoie de mai multe operații ca să identifici poate uneori un substantiv sau un adjectiv. Deci, vom scrie Africa, subiect simplu, exprimat prin substantiv propriu. Subiect simplu, substantiv propriu. Sale. Atribut adjectival, a, atribut adjectival, exprimat prin adjectiv posesiv sau pronominal posesiv. Întrebări dacă aveți. Să mă opriți când aveți întrebări. Atunci când am ascultat discul cu Apolodor, am avut mari emoții. Aici avem o frază, avem o frază
Atunci am avut mari emoții, propoziția 1, când am ascultat discul cu Apolodor. Când ăsta este adverb relativ, în același timp este adverb de timp, pentru asta n-am nevoie de combinații, de scheme, trebuie să știu când, unde, cum, cât, adverbe relative. În același timp e adverb de timp. Valoarea morfologică. Valoarea sintactică. Acum trebuie să mă gândesc. Când e adverb relativ. Știm că adverbele relative se mai cheamă și pronominale, pentru că se comportă ca niște pronume, adică țin locul. Țin locul unei circumstanțe. Ăsta ține locul unei circumstanțe temporale. Ține locul unui alt adverb de timp, să zicem. Atunci, ieri, anul trecut. Ieri am ascultat discul. Este evident că intră în combinație cu verbul am ascultat, pe care îl determină când am ascultat ieri. Este complement circumstanțial de timp, exprimat prin adverb de timp. Discul este substantiv. N-am nevoie să-l pun în propoziție ca să știu asta, pentru că denumește un obiect. Se numără un disc, două discuri, probele la care supunem un cuvânt ca să vedem dacă e substantiv. Definiția, substantivul denumește obiecte gramaticale, ființe, lucruri, fenomene ale naturii, stări sufletești, la 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 la. Dacă nu-mi dau seama din definiție ce denumește, îl verific altfel. Se numără un disc, două discuri, se numără. Poate că nu se numără, că miere nu se numără, de exemplu, sunt substantive defective. Și îl mai pun la o probă dacă nu se numără, proba cu însușirea. Are însușiri. Dacă are însușiri, atunci e clar obiect și e substantiv. Disc ruginit. Disc frumos. Disc bun. Ăsta se și numără, are și însușiri, prin urmare clar e substantiv. Plus că mai este și articulat cu articolul hotărât L. Și articolul este un indiciu că avem de-a face cu un substantiv. În propoziție, și ăsta determină verbul am ascultat, răspunde la întrebarea ce am ascultat, am ascultat discul, cine am ascultat, nu uităm că dacă punem întrebarea ce, o punem și pe ailaltă, să verificăm dacă nu e subiect cumva. Cine am ascultat? Eu am ascultat. Eu sunt subiectul, înseamnă că ăsta e complement direct. Facem o grămadă de operații în cap. Când, complement circumstanțial de timp, adverb relativ de timp, discul, complement direct, substantiv comun. Întrebări? Nu. Pe o suprafață de aproximativ 2 hectare au fost amplasate diverse obstacole care permit practicarea unor sporturi extreme. Divers, diversă, diversi, diverse, e clar că e adjectiv, arată însușire. În propoziție ce face? În propoziție determină substantivul obstacole, prin urmare este atribut. Fiind adjectiv, e atribut adjectival. Ăsta la altul care? E pronume relativ, am avut și ieri. Ca pronume înlocuiește un substantiv. Substantivul este obstacole, obstacolele permit practicarea unor sporturi extreme. Cine permit? Obstacolele. Intră în combinație cu predicatul permit, răspunde la întrebarea cine este subiect. Subiect simplu exprimat prin pronume relativ. Diverse, atribut adjectival, adjectiv propriu zis. Care, subiect simplu, pronume relativ. Gara. Din Giurgiu i-a așteptat împodobită în straie de sărbătoare. Gara este substantiv comun, o gară, două gări, se numără, e articulat cu articolul hotărât A. În propoziție intră în combinație cu predicatul a așteptat. Cine a așteptat? Gara a așteptat. Deci este subiect simplu. I este pronume personal pentru că înlocuiește un substantiv. Pe suverani, de prinții României e vorba. Vă uitați în propoziție aici, vă uitați în context,
Nu lăsați doar propoziția asta dacă nu vă dați seama. Citiți contextul încă o dată. Pe cine a așteptat? Pe ei, pe suveranii României. E pronume personal, determină verbul a așteptat. E complement, răspunde la întrebarea pe cine, e complement direct. Gara, subiect simplu, substantiv comun, complement direct, pronume personal. Conacul familiei Golescu, singura construcție cu caracter laic fortificat din țara românească, păstrată din epoca lui Matei Basarab, este adăpostit de muzeul din Golești. Conacul, substantiv ca parte de vorbire, un conac, două conace, are articol hotărât. În propoziție, intră în combinație cu predicatul, este adăpostit. E mai lungă propoziția asta, pentru că are o apoziție aici. Singura construcție cu caracter, bla bla bla, asta este apoziția lui conacul. Apoziție dezvoltată. Conacul, adică singura construcție. El intră în combinație cu predicatul, este adăpostit. Cine este adăpostit? Conacul. Subiect simplu. Păstrată. Păstrată arată o însușire. Este un adjectiv provenit din verb la participiu. Atenție! Așa îmi scrieți. Adjectiv provenit din verb la participiu, de la verbul a păstra. Și este clar că îl determină pe construcție. Atenție! Uite unde e regentul. Construcție păstrată. Căutați cu atenție regentul. Nu poate fi. Verificați! Ăsta. N-are cum să fie țara românească păstrată. Nici fortificat păstrată. E clar că se referă la construcție. Determină un substantiv, e atribut. Fiind adjectiv, e atribut adjectival. Subiect simplu, atribut adjectival, adjectiv participial, am zis eu ca să scurtez. Adjectiv provenit din verb la participiu. Le-a înapoiat oamenilor timpul furat. Le, este clar că e pronume personal, intră în combinație cu verbul a înapoiat, cui a înapoiat lor le, oamenilor, adică le ăsta îl anticipează pe oamenilor, îl dublează pe oamenilor. Cui a înapoiat lor le. Pronume personal, determină verbul a înapoiat, e complement, răspunde la întrebarea cui, e complement indirect, formă de dativ. Timpul, ce a înapoiat timpul, cine a înapoiat. Ne uităm în text și vedem pe aici că e vorba de Momo, de nu știu cine, de cineva care a înapoiat timpul. Căutați aici ca să verificați cu subiectul, unde este. Copilul care le-a înapoiat oamenilor timpul furat. Copilul a înapoiat oamenilor, deci avem subiect. Timpul nu poate fi subiect, că timpul nu înapoiază nimic oamenilor. Gândiți-vă, faceți operații în minte. Cine a înapoiat? Copilul. Timpul răspunde la întrebarea ce, este complement direct atunci. N-are cum să fie subiect, dar verificați subiectul, vă rog. Le, complement indirect, pronume personal, timpul, complement direct, substantiv comun. Timpul e substantiv comun. Un timp, două timpuri. E articulat cu articolul hotărât. Faceți probe, verificați. Au fost descoperite piese de Go în morminte antice chineze. Piese, o piesă, două piese, e clar că este substantiv, denumește niște obiecte. Intră în combinație cu predicatul, au fost descoperite, ăsta e verb la diateza pasivă, vă amintiți? Predicat verbal. Cine au fost descoperite? Piesele. Cine? E subiectul lui, au fost descoperite. Antice, antic, antică, antici, antice, este adjectiv, arată însușirea. A cui însușire e aici? A mormintelor. Îl determină pe morminte. Prin urmare, este atributul lui morminte. Atribut adjectival. Piese, subiect simplu, substantiv comun. Antice, atribut adjectival, adjectiv propriu zis. Acest lucru este din fericire salvat încă într-o mare măsură de frumusețea poveștii în sine. Ușor, unul lângă altul, pot începe cu lucru,
că e substantiv comun, un lucru, două lucruri, și este subiectul propoziției, intră în combinație cu predicatul este salvat, predicat verbal, atenție, verb la diateza pasivă, e salvat de cineva, cineva l-a salvat, suferă o acțiune. Deci este salvat, e verb la diateza pasivă, predicat verbal. Cine este salvat? Lucrul, subiect simplu. Acest, am făcut și ieri, este adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere, nu e pronume, pentru că nu înlocuiește niciun substantiv. Verificăm, bă, înlocuiește pe cineva? Nu. Arată că lucrul ăla e mai aproape, aici, lângă mine. Îl determină pe lucru. Precizează care lucru. Așadar, este adjectiv demonstrativ de apropiere cu funcția de atribut al substantivului lucru. Și atunci vom zice acest atribut adjectival, adjectiv demonstrativ de apropiere, lucru, subiect simplu, substantiv comun. Să mă opriți dacă aveți întrebări. N-adormirăți, nu? Nu. Pe terase erau plantați arbori din mai multe specii. Arbori. Un arbore, doi arbori, substantiv. Cine erau plantați? Arbori. Subiect simplu. Multe îl determină pe specii. Înainte de a-l determina pe specii, ca parte de vorbire, știm că multe este, de obicei, e pronume nehotărât. Multe au venit. Multe au plecat. Înlocuiește un substantiv. Fără să ne spună cine sunt alea multe. Oi, capre, femei. Pentru că înlocuiește un substantiv, e pronume nehotărât. Aici însă nu înlocuiește pe nimeni. Aici îl însoțește pe specii, îl determină, se acordă cu el. Aici adjectiv pronominal nehotărât. Și pentru că determină substantivul specii, îndeplinește funcția de atribut al acestuia. Arbor, subiect simplu, substantiv comun, multe atribut adjectival, adjectiv pronominal nehotărât. Atenție! România se confruntă zilnic cu o astfel de problemă. Se confruntă, e clar, verb, predicativ, la diateza reflexivă, seul ăsta e marca diatezei reflexive, fiind la modul indicativ, îndeplinește funcția de predicat verbal. Predicat verbal, verb predicativ. Zilnic arată o caracteristică a acțiunii, îl determină pe se confruntă, este complementul său. Arată o chestiune legată de timp, frecvența. Și atunci va fi, desigur, adverb de timp, complement circumstanțial de timp. Predicat verbal, verb predicativ, complement de timp, adverb de timp. În zonele colinare și de podiș predomină satele mijlocii. Colinare arată o însușire, e adjectiv propriu zis, determină substantivul zonele, care zone, e atribut adjectival. Satele este un substantiv comun, e articulat cu articolul hotărât le, un sat, două sate, intră în combinație cu predicatul predomină, răspunde la întrebarea cine predomină. Este subiect simplu, nimic complicat. Nimic complicat. În zonele calde poate atinge o înălțime de 18 metri. Calde arată o însușire, cald, caldă, cald, calde, adjectiv variabil cu 4 forme. Propriu zis, bineînțeles. Aici determină substantivul zonele, este atribut, atribut adjectival. Atinge ăsta, mare atenție, este verb la infinitiv. Îi lipsește prepoziția a. Știm că după verbul a putea, infinitivul pierde pe a. Poate a atinge. Deci este verb predicativ, atenție, chiar dacă e la modul infinitiv. Modul e nepredicativ, verbul e predicativ. Verb predicativ, aici determină verbul poate, răspunde la întrebarea ce poate, cine poate, dafinul sau nu știu cine, subiectul e dafinul, înseamnă că ăsta e complement direct.
Atenție foarte mare la această situație, un pic mai dificilă. A atinge, complement direct, verb predicativ. Dați, revedeți filmul dacă aveți nelămuriri și revedeți explicația și eventual întrebați-mă dacă n-ați înțeles. Garoafele și trandafirii se cultivau iarna sub sticlă. Se cultivau verb predicativ cu funcția de predicat verbal, e verb la diateza reflexivă, încă o dată vă atrag atenția. Când se cultivau? Iarna. Iarna arată timpul când se face acțiunea. Atenție! Iarna în mod normal este substantiv. Iarna e frumoasă când vorbim despre ea ca despre un obiect cu însușiri. Aici însă nu despre obiectul iarna este vorba și cum este el, ce însușire are. Aici este vorba despre momentul din timp. Momentul din timp. Momentul când se face acțiunea. Timpul când se face acțiunea. A devenit adverb de timp. Adverb de timp, atenție și la subiectul 1 a 3. Substantivele care denumesc noțiuni de timp, anotimpurile, iarna, varna, vara, primăvara, toamna, care denumesc momentele zilei, dimineața, după amiaza, seara, care denumesc zilele săptămânii, luni, marți, miercuri, ele sunt substantive în mod normal, dar când arată momentul când se face acțiunea și când sunt singure, n-au subordonați, atunci devin adverbe de timp. Deci ăsta aici este adverb de timp. Se cultivau predicat verbal, iarna, complement de timp, adverb de timp. Un burete uriaș, cel mai mare descoperit vreodată, a fost observat în largul coastelor hawaiene. Vreodată arată momentul când se face acțiunea, este așadar adverb, adverb de timp, determină adjectivul descoperit, un adjectiv jumate verb de fapt, nu contează că adjectiv, că verb, el tot complement este, dacă determină un verb sau un adjectiv, e tot complement. Răspunde la întrebarea când descoperit, este complement circumstanțial de timp. Coastelor e substantiv comun, o coastă, două coaste, are și articolul hotărât lor. Aici determină substantivul largul. Al cui larg? Al coastelor. E atributul lui largul, fiind substantiv, e atribut substantival, e în cazul genitiv, că am pus întrebarea al cui larg, înseamnă că va fi atribut substantival genitival. Se creează această impresie deoarece nimic de aici nu seamănă cu clasicele peisaje. Iată ceva nou, nimic, pronumele negativ, arată, înlocuiește un substantiv arătând că acesta lipsește, marcându-i absența. Avem trei pronume negative, nimeni, nimic, niciunul. În această propoziție, nimic intră în relație cu predicatul nu seamănă. Cine nu seamănă? Nimic nu seamănă. Deci este subiect simplu. Clasicele. Atenție mare, să nu cumva să le iei cu prepoziția, că cu cine seamănă? Cu clasicele. Nu, frate, seamănă cu peisajele. Cu ăsta este al lui peisajele. Ăsta e adjectiv. Articolul ăsta, le, nu e al lui, e al lui peisaje. De ce? Pentru că aici este o inversiune. V-am spus și ieri, când avem adjectivul în fața substantivului, reașezați-le în ordinea neinversată. Seamănă cu peisajele clasice. Și acum e clar, ăsta e adjectiv, clasic, clasică, clasici, clasice. Determină substantivul peisaje, e atributul lui, atribut adjectival. Atenție la adjectivele antepuse substantivului. Nimic, clasice. Un hobby poate dura toată viața. Poate
este verb predicativ, eu pot, tu poți, el poate, la indicativ, deci îndeplinește funcția de predicat. Dura e un alt verb predicativ, a dura. Vorbirem deja că după verbul a putea, infinitivul pierde prepoziția. Este verb predicativ la infinitiv. Nu mai poate fi predicat dacă e la infinitiv. Poate fi însă orice altceva. Subiect, complement, atribut. Aici determină verbul poate, răspunde la întrebarea ce poate. Nu e subiect, că subiectul e un hobby. Cine poate? Un hobby. Dacă nu e subiect, e complement direct. Verb, complement direct. A dura, complement direct, verb predicativ. Vă atrag din nou atenția, că nu contează modul. La 10 km de Pride se află stațiunea Sovata, renumită pentru lacurile sale heliotermale. Se află e un verb la diateza reflexivă cu pronumele reflexiv se, la modul indicativ, prin urmare fiind la indicativ, e predicat verbal. Sale, mai avuserăm o dată ceva cu copilăriei sale, este adjectiv posesiv, aici determină substantivul lacurile, deci este atribut. Fiind adjectiv, e atribut adjectival. Încă o dată, să nu vă împingă păcatul să scrieți atribut pronominal. Dom'le, dacă e adjectiv, atributul e adjectival. A, adjectivul, da, adjectivul se cheamă adjectiv pronominal posesiv, dar nu atributul. Aici e ceva frumos. O bază spațială pe lună pare un lucru mai lesne de realizat decât construirea unui habitat pe planeta roșie. Foarte frumos aici, foarte frumoasă alegerea. Aici trebuie să ne gândim cine este subiectul, despre cine se vorbește, despre o bază. Ce se spune despre bază? Că pare un lucru. Ăsta e predicat nominal. Pare e verb copulativ. Amintiți-vă verbele copulative. Un lucru înseamnă că e numele predicativ. Numele predicativ care ne spune ce este baza spațială. O bază, un lucru. Ăsta e substantiv comun. E clar că e substantiv, că e și articulat cu articol nehotărât. Cu funcția de nume predicativ, împreună cu pare ăsta, formează predicatul nominal. Dar el e nume predicativ. Și iată și mai tare aici, de realizat ăsta. Ăsta e verb la modul supin. Supinul se construiește cu de plus participiu, vă amintiți? De mâncat, de dormit, de ars. Fiind la un mod, el e verb predicativ a realiza. Pentru că poate să fie predicat în alte contexte. Eu realizez o mare performanță. Deci e verb predicativ. Aici însă fiind la supin, nu e predicat, ci e altceva. Și aici trebuie să vezi cât de frumos se leagă de substantivul lucru. Un lucru de realizat mai lesne. Deci aici e o inversiune, iarăși. Atenție la inversiuni. Lucrul nu este mai lesne. Lucrul este de realizat. Cum să-l realizezi? Mai lesne, mai lesne este complementul lui de mod a lui realizat, a lui de realizat. Un lucru de realizat mai lesne. De altfel, dacă facem expansiunea ăstuia, o să obținem o atributivă. O atributivă. Un lucru pe care să-l realizezi mai lesne decât nu știu ce. Ce fel de lucru? Pe care să-l realizezi. Faceți recurgeți la tot felul de trucuri ca să aflați funcția sintactică când nu vă vine. Primul truc este să căutați regentul, băbește. Se leagă de ăsta, de ăsta, de ăsta, de ăsta, de ăsta. E clar că se leagă de lucru. Lucru de realizat. Al doilea truc. Faceți expansiunea. Bă, nu mi-e clar. Ia să fac expansiunea. Ce iese dacă îl fac propoziție?
Păi clar, un lucru pe care să-l realizăm, a ieșit o propoziție introdusă prin pe care. Ce fel de lucru? Pe care să-l realizăm mai lesne. Deci ăsta e verb predicativ la supin, determină un substantiv, este atribut. Fiind verb, e atribut verbal. Atribut verbal. Un lucru e nume predicativ, ăsta puteți să le vedeți că e foarte frumos, foarte interesant. Testul 18. Vagonul poate avea aspectul unui club social. Iarăși poate avea, poate nu știu ce, poate nu știu ce. Avea, ăsta este verb predicativ la infinitiv, cum mai avuserăm. Determină verbul poate și răspunde la întrebarea ce poate. E complement direct. Unui club, ăsta e clar substantiv că are articol nehotărât. Determină alt substantiv, este atributul lui aspectul. Al cui aspect? E în genitiv, atribut substantival genitival. Se tot repetă, așa o să vă dea, nu vă dă nimic altceva ce nu v-a dat aici, să știți. Ar trebui să le știți pe din afară. Filmul arată că în capul oricui e la fel. Și aici avem ceva frumos. Arată, ăsta nu pune probleme, e verb predicativ la indicativ, deci predicat verbal. Oricui, oricui, oricine, oricui este forma lui oricine. Oricui și oricine reprezintă același cuvânt, doar că oricine este forma de nominativ acuzativ. Cine învață? Oricine învață. Pe cine am văzut? Am văzut pe oricine mergea. Cui dau flori? Dau flori oricui. Ale cui haine? Hainele oricui. Asta e formă de dativ genitiv. Aici însă este clar ce caz are și ce funcție, pentru că îl determină pe capul. Al cui cap? Al oricui. Atribut pronominal, că e pronume nehotărât, așa ziseră. Atribut pronominal genitival, pentru că este întrebarea al cui și formă de genitiv. Atribut pronominal genitival, pronume nehotărât în genitiv. Noua descoperire este un strămoș al unei specii de cărăbuș care astăzi se găsește. Nu prea înțeleg cum care astăzi se găsește, parcă e becali. Noua, e clar că e un adjectiv. Nou, nouă, noi. Adjectiv propriu zis. E clar că îl determină pe descoperire. Care descoperire? Nouă. Deci e atributul lui descoperire, atribut adjectival, adjectiv propriu-zis. Iar astăzi ăsta, pardon, se taie așa, este evident un adverb de timp. Când se găsește? Astăzi se găsește. Îl determină, pe, determină verbul se găsește, răspunde la întrebarea când, arată timpul așadar. Complement de timp, adverb de timp. De asemenea, între cal și călăreț se conturează o relație specială, întrucât cel care coordonează calul trebuie să-l cunoască foarte bine. E lungă fraza, că e o frază aici, dar e ușor. O relație e articulat cu articol nehotărât, deci e substantiv clar. O relație, două relații. Ce face în propoziție? Păi intră în relație cu verbul se conturează, pe care îl determină, răspunde la întrebarea ce se conturează. Cine se conturează? Opa, tot o relație. Că punem întrebarea ce? Că punem întrebarea cine? Răspunde o relație. O relație se conturează. Înseamnă că ăsta e subiectul. Subiect simplu. Foarte bine. E un adverb de mod. Aici determină verbul să cunoască, arată cum să cunoască. Întrebarea cum? Complement circumstanțial de mod. Ăsta e frumos aici, o relație. Să nu vă păcăliți că e complement direct. Puneți întrebarea cine? A, uite, cineva s-a păcălit aici. Între al și al se conturează o relație. Ce se conturează? Cine se conturează? O relație. Cineva s-a păcălit aici. Ați văzut?
Cine s-a păcălit aici? Cel care a făcut subiectele, nu știu cine, nu eu. Vai de mine, subiect simplu. Ați văzut cum se poate păcăli omul? Întrebarea cine, n-ai pus întrebarea cine, te-ai fript. Cine se conturează? O relație se conturează. Este clar că este subiectul lui se conturează. Ălălaltul e complement circumstanțial de mod, adverb de mod. Foarte bine ne arată că era superlativ absolut, dacă tot vorbim despre asta. Testul următor. Zona e plină de povești, care mai de care, ca toate mahalalele bucureștene. Plină este evident un adjectiv propriu zis, plin, plină, plin, pline, pentru că arată însușire, însușire de obiect. Aici însă nu e atribut, pentru că nu se leagă direct de zona, ci se leagă de zona prin intermediul verbului copulativ e. Despre zonă se spune că este plină. Plină se leagă de substantivul zona prin intermediul verbului copulativ. Deci plină este nume predicativ aici. Bucureștene, de asemenea, este un adjectiv propriu-zis. Bucureștean, bucureșteană, bucureșteni, bucureștene. Adjectiv propriu-zis determină substantivul mahalalele, evident este atribut adjectival. Orice poveste care se bazează pe un eveniment este puțin probabil să fie exactă. Aici este o frază un pic mai sofisticată. E clar că trebuie să tăiem aici. Sunt trei predicate aici. Se bazează, este puțin probabil, sau este probabil, nu este puțin probabil, este probabil și să fie exactă. E frumoasă această, asta cred că vă dau și eu la exerciții, că fraza asta că e frumoasă. În fine, pe noi ne interesează care. Din propoziția care se bazează pe un eveniment. E important să faceți delimitările ca să știți unde analizați. Că dacă nu delimităm, o să-mi spuneți că este atributul lui poveste, cum zic unii. Că îl văd aici lângă poveste, a, poveste care, las că știu eu, care îl determină pe poveste. Nu, care nu îl determină pe poveste, care este chiar poveste, care îl înlocuiește pe poveste în propoziția asta. Povestea se bazează pe un eveniment. Care se bazează pe un eveniment? Ăsta este chiar poveste. Nu-l determină. Îl înlocuiește în propoziția 2. Intră în relație cu predicatul se bazează. Răspunde la întrebarea cine se bazează. Povestea se bazează. Care, adică, e subiect simplu. Exactă. Este adjectiv ca parte de vorbire, adjectiv propriu zis, exacte, 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 arată însușirea cuiva. Aici însă, povestea desigur este să fie exactă, aici însă se leagă de poveste prin intermediul verbului copulativ, să fie. Povestea să fie exactă. Prin urmare este nume predicativ. Ce frumos, ăsta iarăși trebuie să-l vedeți, să-l revedeți. Pentru că este un test mai dificil, testul 24, care subiect simplu, pronume relativ, exact, nume predicativ, adjectiv propriu-zis. Acele exerciții mai grele, eu zic să le revedeți pe film. Dansurile folclorice reprezintă creația artistică, o manifestare colectivă a unui popor ce oglindește concepția despre lume și viață. Și aici ar trebui să delimităm, aici delimităm. Nu ne deranjează prea tare nici dacă nu delimităm, dar e bine să o facem. Oglindește, ăsta este verb predicativ, arată o acțiune, predicat verbal. Ce oglindește? Oglindește concepția, ba nu e bine că am delimitat. Pentru că ia uite,
Concepția asta răspunde la întrebarea ce. Și avem de lămurit. E complement direct sau e subiect? Cine oglindește? Cine oglindește? Ce-ul ăsta oglindește? Adică manifestarea. Manifestarea colectivă a unui popor. Manifestarea oglindește concepția. Subiectul este ce, adică manifestarea. Înseamnă că ăsta este complement direct. O concepție, două concepții, substantiv, este și articulat. Oglindește predicat verbal, verb predicativ, la diateza reflexivă, ca să tot repetăm chestia asta. Concepția, complement direct, substantiv comun. Bravo! Adesea corbii solitari se adună în stoluri acolo unde există hrană din abundență. Corbii, un corb, doi corbi, e clar substantiv. E clar că intră în relație cu se adună și răspunde la întrebarea cine se adună corbii, deci este subiect simplu. Ăsta arată locul, e adverb de loc, unde se adună, acolo se adună. Complement circumstanțial de loc, ăsta e foarte ușor. Unul greu, unul ușor. Unul greu, unul ușor. Unul prea ușor, după părerea mea. Dar, în fine, mai sunt elevi care... Asta am să vă dau la exercițiile pe whiteboard.fi. Ce-mi place la cântecul popular? Aici să vă văd. Aici să vă văd. Ce este ce-ul ăsta? Ce-mi place la cântecul popular? Melodia îmi place la cântecul popular. Răspundeți întotdeauna când aveți propoziție interrogativă, dați răspunsul. Melodia îmi place la cântecul popular. Ca să vedeți că ceul ăsta îl înlocuiește pe melodia. Și de aceea se cheamă pronume interrogativ. Pronumele interrogativ, definiție, ține locul substantivului așteptat ca răspuns la întrebare. De-aia dați răspunsul, ca să vedeți care e răspunsul așteptat. Melodia sau versurile. Melodia îmi place la cântecul popular. Ceul ăsta îl înlocuiește pe melodia, iar melodia este subiectul. Intră în relație cu verbul place și răspunde la întrebarea cine place? Ce place? Melodia place. Melodia este subiectul lui place. Înseamnă că și ce e subiectul lui place. Clar? Popular. Ăsta e un adjectiv banal, propriu zis. Popular, populară, popular, populare. Aici determină substantivul cântecul, este atribut adjectival. Ceul ăsta este marea noutate de aici. Pronume interrogativ, subiect. Subiect simplu, pronume interrogativ. Popular, atribut adjectival, nu știu ce, ăsta e ușor. Explică astfel interesul său de o viață pentru geometrie. Explică, e clar, verb predicativ, e clar predicat verbal. Său, mai avuserăm de două ori, e adjectiv posesiv, adjectiv posesiv, determină substantivul interesul. Este atributul substantivului interesul, fiind adjectiv, e atribut adjectival, desigur. Explică predicat verbal, verb predicativ, său atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv. Atenție la posesive, că se dau. Ieri n-am întâlnit, mi se pare, dar astăzi, uite, întâlnim. Care îmbină armonios ideea de spațiu urban cu natura și relaxarea. Armonios, el în mod normal este adjectiv, un sunet armonios. Aici însă nu arată însușirea, verificați. Dom'le, arată însușirea unui obiect? Nu, arată caracteristica unei acțiuni, însoțește un verb. Arată cum îmbină. Și atunci nu mai e adjectiv, atunci este adverb de mod. Provenit din adjectiv prin schimbarea valorii gramaticale. Pentru că determină un verb, este complement, întrebarea acum, complement circumstanțial de mod. Mare atenție!
Să nu mi luați adjectiv. Urban, ăsta arată însușirea, urban, urbană, urbani, urbane, determină un substantiv, spațiu, este clar că arată însușirea spațiului, este atributul lui spațiu. Atenție la armonios. Complement circumstanțial de mod, adverb de mod, urban atribut adjectiv al adjectiv propriu zis. Când aceste resturi lăsate de o cometă intră în atmosfera terestră, nu știu ce, comprimă aerul până nu știu când. Lăsate arată o însușire. Este un adjectiv provenit din verb la participiu, de la verbul a lăsa. Determină substantivul resturi. Resturi lăsate. E atributul lui resturi, atribut adjectival. Aerul este un substantiv că e articulat cu articolul hotărât, l, se numără și așa mai departe. Determină verbul comprimă. Ce comprimă? Aerul. Cine comprimă? Resturile comprimă. Resturile comprimă aerul. Așa cred. Resturile comprimă aerul. Restul e subiectul, înseamnă că ăsta e complement direct. Lăsate atribut adjectival, adjectiv provenit din verb la participiu. Aerul complement direct, substantiv comun. Chiar dacă le vedem de o viață, mereu ai ceva nou de descoperit. Aici avem două propoziții, pentru că avem două predicate. Nu ne încurcă prea tare, dar e bine ca să facem asta, ca să știm unde analizăm. Le e pronume personal, determină verbul vedem, pe cine vedem, pe ele le. Complement direct. Mereu ai, când ai, mereu. Adverb de timp, circumstanțial, complement circumstanțial de timp. Ușor, complement direct, pronume personal. Când floarea a fost expusă la Viena într-un ierbar. Iar avem acel când, adverb pronominal, adverb relativ, care înlocuiește o circumstanță, atunci floarea a fost expusă. Ieri, alaltă ieri. Arată timpul când, momentul când a fost expusă, este complement circumstanțial de timp. Unde a fost expusă? La Viena. E un substantiv propriu cu prepoziție, determină verbul la diateza pasivă a fost expusă și arată locul unde a fost expusă. Cel mai așteptat moment e programat vineri. Cel mai așteptat, e clar că este un adjectiv, dar atenție că e un adjectiv participial de la verbul a aștepta, adjectiv provenit din participiu, să nu vă păcăliți aici să vă depuncteze ăștia. Îl determină pe moment, prin urmare este atributul lui moment. De altfel, adjectivul nu poate fi decât atribut sau nume predicativ. Foarte rar are alte funcții, dar alea nu o să vi se dea vouă cu siguranță. Vineri? Mai vorbim deja. E o noțiune temporală. El e substantiv în mod normal dacă zic vinerea îmi place. Vineri, vinerea e frumoasă. Aici însă arată când se face acțiunea, a devenit adverb. Arată momentul când se face acțiunea. Și e complement circumstanțial de timp și adverb de timp. Arta ieși aici tăcută, cu minte și surprinde delicat grădina și zumzetul ei. Grădina este substantivul, e articulat cu articolul hotărât, se numără, intră în relație cu verbul surprinde. Ce surprinde? Surprinde grădina. Cine surprinde? Arta surprinde. Arta e subiectul, arta surprinde grădina. Grădina atunci e complement direct.
ei este pronume personal întotdeauna, să nu mi-l faceți posesiv cumva. Zumzetul ei, zumzetul grădinii, înlocuiește pe grădină, deci e pronume normal. Determină substantivul zumzetul, îi este deci atribut. Fiind pronume, e atribut pronominal. Răspunde la întrebarea al cui zumzet, e genitiv, atribut pronominal genitival. Nimic nu întrece furia columbofililor. Știți ce sunt ea columbofili? Îmbogățiți-vă vocabularul, folosiți orice prilej de îmbogățirea vocabularului, că vă trebuie la sinonime acolo. Columbofil. Iubitor de porumbei. Filos este iubitor, columbos este porumbel. Iubitor de porumbei. Nimic, pronume negativ. Intră în relație cu predicatul nu întrece. Ce nu întrece? Furia, nu știu ce. Nimic nu întrece. Cine nu întrece? Tot nimic nu întrece. Ăsta este subiectul propoziției. Iar ăsta la altul, care răspunde tot la întrebarea ce, nu mai rămâne decât să fie complement direct. Substantiv, o furie, două furii, iar articulat cu articolul hotărât A. Amândouă răspund la întrebarea ce, doar că ăsta răspunde și la întrebarea cine, așa că ăsta e subiectul. Nimic nu întrece furia. Stă încremenit la umbra celui mai înalt vârf al acestor munți. Stă este evident verb predicativ, predicat verbal. Aici avem iarăși o inversiune. Să nu cumva să vă închipuiți că este pronume acest acestor la cel mai înalt vârf al acestor. Nu, cel mai înalt vârf al munților. Al ăsta este articolul genitival care însoțește substantivul munți. Vârf al munților acestora. Acestora nu face decât să-l însoțească pe munți și să ne arate că sunt munții ăștia de lângă noi, de aici. Este adjectiv, pronominal, demonstrativ, de apropiere. Determină substantivul munți, este atribut adjectival. În această recentă apariție, cu un lot proaspăt de lucrări, ea cântă în culoare toate anotimpurile. Ea e un pronume personal clar, formă de nominativ acuzativ. E clar că este nominativ pentru că ea cântă. Cine cântă? Ea. Și atunci este subiect. Subiect simplu. Ce cântă? Cântă anotimpurile. Și ăsta răspunde la întrebarea ce. Cântă anotimpurile. Doar că nu mai poate fi subiect, că poziția de subiect e ocupată de ea. Ea cântă anotimpurile. Cine cântă ea? Ce cântă anotimpurile? Vedeți aici foarte clar ilustrată situația aia cu subiect complement direct. Care va rămâne fidelă crezului de a crea haine comode și elegante. Viitoarea creatoare aici, am făcut și ieri, era ceva interesant. Aveam și pe care ăsta, l-am analizat ieri. E decisivă pentru viitoarea creatoare, care va rămâne fidelă crezului de a crea haine. Creatoarea va rămâne fidelă crezului. Ce se spune despre creatoare? Că va rămâne fidelă. Ăsta este predicat nominal. Creatoarea, liniuță, fidelă. Fidelă e numele predicativ, se leagă de subiect prin verbul copulativ va rămâne. Creatoarea, fidelă. Nume predicativ, evident, adjectiv,
propriu-zis, fidel, fidelă, fideli, fidele. A crea e verb la infinitiv, dar e verb predicativ. Pentru că a crea, dacă îl punem la alt mod, e predicat verbal. Eu creez haine. Aici însă nu e predicat, pentru că e la infinitiv. Și atunci e altceva. E ceva subordonat. Trebuie să-i găsim regentul. Regentul este lângă el. Crezul de a crea. Crezul este substantiv, credința, crezul. Vedem că este articulat cu articolul hotărât lui, e substantiv. Ăsta determină un substantiv, înseamnă că e atributul lui. Fiind verb, e atribut verbal. Și ăsta e frumos să-l țineți minte. Cu nume predicativ și atribut verbal, verb la infinitiv. Nume predicativ, adjectiv propriu-zis, atribut verbal, verb predicativ la infinitiv. Da? Nu ne interesează modul, că nu ne-l cere. Multe orașe mai păstrează forme update ale felinarelor tradiționale. Orașe este substantiv, un oraș, două orașe. Intră în relație cu păstrează, bineînțeles, iată aici subiectul și predicatul. Cine păstrează orașele, ce fac orașele, păstrează. Ăsta e subiectul, ăsta e predicatul. Predicatul, verb predicativ. Cel mai ușor. Ăsta e cel mai ușor. Subiect simplu, substantiv comun. Și cred că ultimul test, vezi cum le-am parcurs pe toate, ce repede se parcurg. Ce repede se parcurg. O oră jumate. Toată literatura gastronomică a fost profund influențată de principiile lui Aspicius. Foarte frumoasă și asta. Literatura nu e grea. Nici la propriu, nici la figurat. Este subiect. Dar să lămurim care e predicatul. Predicatul este să nu spuneți prostii. Să nu spuneți că a fost profund. Predicatul nu e a fost profund. Predicatul este a fost influențată. E verb la diateza pasivă. Principiile lui Aspicius au influențat literatura. Sau invers, literatura a fost influențată de principiile lui Aspicius. Ăsta e verb la diateza pasivă. Sper că am întâlnit de 30 de ori verbe la diateza pasivă. Dacă nici acum nu le-ați învățat, chiar nu are nimeni ce să vă facă. Medicamente pentru asta nu există. Cine a fost influențată? Literatura. Subiect simplu, substantiv comun. Profund ăsta, dacă l-ați luat ca nume predicativ, ați încurcat-o. Că nu poți să spui literatura a fost profund. Că e absurd. Dar unii spun, pentru că ei se uită așa, mecanic. Bă, ăsta e verb copulativ, ăsta e nume predicativ, gata, unul lângă altul. Logica, sensul. Nu unul lângă altul. Ăsta îl determină pe verbul a fost influențată, bineînțeles, că de-aia stă acolo în mijlocul lui, și arată cum a fost influențată. Iarăși e o inversiune. Profund ăsta trebuia să stea aici. Literatura a fost influențată profund, cum a fost influențată profund, deci este complement circumstanțial de mod, adverb de mod, atenție, nu e adjectiv. Că nu se acordă cu nimeni. Dacă zicea a fost profundă, atunci ai fi zis, băi, adjectiv, care formă de feminin. Adverbul nu-și modifică forma, e parte de vorbire neflexibilă. Nu putem spune literatura a fost influențată profundă. Ăsta este adverb, arată caracteristica acțiunii, cum a fost influențată. Și cu asta basta, prieteni. Unde e, frate? Ia să vezi unde este. Mi-a plăcut atât de mult ăsta încât i-am făcut schema aici. Ia uite. Literatura a fost influențată, verb la diateza pasivă, nu e predicat nominal, nu arată cum este literatura sau ce este sau cine este, arată că literatura a suferit o acțiune pe care au făcut-o alea, principiile lui Aspicius. Verb la diateza pasivă, predicat verbal. Cum a fost influențată? Profund. Adverb de mod, complement circumstanțial de mod. Și cu asta basta. Întrebări dacă aveți.